Iudei și al Sfântului Duh. Amin. Trei vii și prea cinstiți părinți, iubiți credincioși, după ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos a botezat în râul Iordan de către Ioan, a fost dus de Duhul în pustie și timp de 40 de zile a postit. N-a mâncat și n-a băut apă, iar după cele 40 de zile de post negru, de post desăvârșit, de ajun desăvârșit, a fost ispitit de diavolul. După această întâlnire cu diavolul în muntele Carantaniei, care este undeva la 20 de kilometri de locul botezului de la Iordan, aproape de orașul Ierihon amândouă, după aceea Mântuitorul a ieșit în sfârșit să-și înceapă misiunea lui de propovăduire pentru mântuirea tuturor oamenilor. Și Sfânta Evanghelie de astăzi ne spune, așa este numită, una din cele 6 duminii speciale de peste an, duminica de după botezul Domnului, așa este numită duminica începutului propovăduirii Domnului. Și ne spune Sfânta Evanghelie că Domnul Iisus Hristos a mers în ținutul Galilei neamurilor, în ținutul Zabulonului și al lui Neftali, adică latura aceea de nord, unde erau, datorită împăratului Alexandru Macedon, 10 triburi aduse din fundul Asiei, care creează un amalgam de populație, un conglomerat, și acolo nu erau evrei puri, ci erau un amestec de evrei și cu cele 10 triburi din adâncul Asiei. Ei, tocmai acolo, în acel loc, în Galileea neamurilor, a început Domnul să predice. Și predica Domnului Hristos a fost foarte simplă, așa cum a fost și predica Sfântului Ioan Botezătorul. A spus Domnul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cuvântul pocăiți-vă înseamnă schimbați-vă. Schimbați-vă mentalitatea, zice Sfântul Ioan Damaschin. Adică învățați-vă să gândiți dumnezeiește, nu gândiți lumește sau nu gândiți negativ, cum zicem noi astăzi. Schimbați-vă. Și prin această schimbare a voastră de gândire, de mentalitate, se va schimba viața voastră. Iar schimbându-se viața voastră, în locul lucrării duhurilor care vă tulbură în inima voastră și în sufletul vostru, vor veni Duhul lui Dumnezeu cu cele 10 daruri ale Duhului Sfânt. Și așa, prin aceasta, îl veți primi pe Dumnezeu și veți primi împărăția Lui în lăuntru vostru. Pentru că Domnul Hristos, deci prin propovăduirea din afară, El întotdeauna caută să ajungă înăuntru nostru. Adică, așa se spune în Sfânta Scriptură de către Dumnezeu, către om, Fiule, dă-mi inima ta. Și dacă i-ai dat inima lui Dumnezeu, i-ai dat totul. Dar până a da inima cuiva și omenește vorbind, există un concurs de împrejurări, există un cadru anume. Adică și Dumnezeu pregătește acest cadru. A pregătit cadru de la Iordan, cu botezul lui Ioan, cu predica lui Ioan, care a impresionat pe oameni, i-a zguduit din adâncul temeliilor lor sufletești. Și apoi a venit el, care era cel fără păcat, un tânăr ca la 30 de ani, cu părul castaniu, cu barbă ca spic grâului și de o blândețe și de o bunătate cum n-a mai fost nimeni pe pământ, iar prezența lui luminoasă și harismatică transforma sufletele. Se spune undeva într-o tradiție, unul din cei 70 ucenici de-a lui, care a fost un medic de război mondial la curtea cezarilor romani, spune că cei care erau aleși de Dumnezeu ca să creadă în Iisus Hristos, îi auzeau glasul propovăduind în inima lor, indiferent la ce distanță se aflau de el. Deci pe tot teritoriul Țării Sfinte, ca și cum mai aveau neapărat cine era copiii și cei ce copiii s-adunau la joacă și spuneau iară predică Nazarineanul, ei îl auzeau în inima lor. Așa și-a început Domnul propovăduirea, pentru că n-a mai fost nimeni pe pământ vreodată ca și Fiul lui Dumnezeu și nici n-a vorbit nimeni pe pământ vreodată ca și Fiul lui Dumnezeu. Ei, ca să înțelegem, de fapt, ce a propovăduit Domnul și acest mesaj evanghelic care ne spune că poporul cel ce locuia în întuneric și în umbra morții a văzut lumină mare. Trebuie să înțelegem textul evanghelic care s-a citit ieri. Întotdeauna
Textul evanghelic din duminica de după botează este legat de cel din sâmbăta de după botez. Și numai înțelegând acel text, majoritatea sfinților părinți în duminica aceasta tâlcuiesc textul de el, deși nu se citește cel de el. Dar între ele există o strânsă legătură, numai înțelegând textul de el, poți să înțelegi lumina care o aduce Domnul Hristos în lume. Ce fel de lumină mare? Este o lumină spirituală, o lumină înțelegerii, o lumină transformatoare de suflete. Și această lumină, Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o prin învățătura biruinței asupra celor trei patimi fundamentale care există în firea omenească. Știți că firea omenească este stăpânită la vârste diferite, adică cele trei vârste, și datorită celor trei capacități ale sufletului, adică rațiune, iubire și voință, de trei patimi fundamentale. Trei dorințe fundamentale. Sfântul Ioan Evanghelistul numește aceste patimi pofta ochilor, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Ei, acum o să înțelegeți de ce Domnul Hristos ne-a dus lumină mare. El merge în pustie. Acolo, după ce ajungă de săvârșit 40 de zile, vine satana cu chipul unui puznic, a unui duhovnic, foarte bunătățit, și spune, ești obosit, ești slăit de putere, n-ai mâncat 40 de zile nimic, este timpul să mănânci ceva. Dar de unde să mănânce? Că pustie nu găsea nimic, nici pâine nu găsea nimic. Dar satana s-a demascat oarecum că era satana, nu era pustic. Și a zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, pentru că asta l-a interesat pe el, dacă ești Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, l-a izbitit, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi pietrelor acestea să se facă pâine. Și vei mânca și te vei sătura. Și atunci Domnul Hristos, care îl demască, îi găsește subtilitatea, întotdeauna Domnul Hristos pătrunde miezul sufletului, în miezul cuvintelor, în miezul gândurilor, în miezul sentimentelor, în miezul omului. Îi zice, scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Adică dacă ai credință adevărată, iată că sunt sfinți în Noul Testament, care n-au mâncat toată viața decât Sfânta Împărtășanie, cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Paisie cel Mare din Egipt, 74 de ani, sau 76 sau 3, doar cu Sfânta Împărtășanie și cu cuvântul lui Dumnezeu citit din Sfânta Scriptură. Iată că se poate. Deci Domnul Hristos i-a spus adevărul lui Dumnezeu. El atunci s-a retrat. Ei, aceasta e prima biruință a Domnului Iisus Hristos asupra satanei, care ne-o dăruiește nouă. Adică biruința asupra poftei trupului, poftei stomacului. Pofta trupului începe, să știți, cu pofta stomacului. Lăcomia mâncării, iar lăcomia mâncării se ajunge și la alte pofte mai de jos. Dar dacă cineva reușește să stăpânească desăvârșit această poftă a mâncării, a trupului, atunci nu va fi niciodată loc. Și aceasta e prima biruință. Se spune că în prima fază a vieții, la tinerețe, oamenii sunt mai mult luptați de această poftă a trupului. Mergem mai departe. A văzut că nu l-a putut ispiti în acest fel, satana a schimbat tactica și a venit sub chipul Marelui Arhiereu de la templu. Marele Arhiereu era cel mai important om din poporul evreu. Așa cum ar fi patriarhul la noi, prea fericitul patriarh. Și a venit la el sub chipul patriarhului și a spus, l-a dus dintr-o dată pe aripa templului, pe splanadă, cum ar fi pe un bloc cu 10 etaje. I-a spus, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, acum satana deja s-a dat pe față că nu era un binevoitor, ci era un rău voitor și un rău făcător și un ucigaș de suflet, ești de oameni, așa cum este la început. În satana nu poți să te crezi nicio fracțiune secundă. De aceea zice Părintele Steiner, ca o paranteză, că atunci când satana îți propune, îți vine cu dulce ispită și îți spune, hai să semnăm împreună pe o hârtie alb că există Dumnezeu. Poți tu să nești că nu există Dumnezeu? Hai să scriem amândoi și să semnăm. Zice lui satana să-i spui așa, pleacă de aici, necuratule, înapoi a mea. Cu tine nu pun semnătura pe o hârtie nici în privința existenței lui Dumnezeu. Cu satana nicio părtășie. Întunericul cu lumină n-are nicio părtășie. Între Hristos și Beliar nu există nicio înțelegere. Și atunci l-a dus pe aripa templului și a spus, dacă te arunci de aici jos,
Și nu pățești nimic. Bineînțeles că nu pățești nimic. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, scris este că Îngerul Săi va porunci ca să te prindă și să nu ți zbești de piatră piciorul tău. Și atunci tot poporul va crede în tine, pentru că tu ai putere. Poți transforma pietrele în pâine. Deci poți da pâine la popor fără să mai muncească. Asta e mentalitatea omului dintotdeauna. Să poată mânca pâine și să nu muncească. Dacă i s-a dat pâine de gratis și acum îi se dă și treapta a doua. Zice că dă-i poporului pâine și cir. Ei, circul era acesta. Aruncă-te de pe templu și nu pățești nimic. Dacă îi mai faci și circ, ai puteri supranaturale, paranormale, cum zic astăzi, tot poporul să creadă în tine. Și eu te prezint. Eu, cel mai important, din popor. Tot poporul ascultă pe mine. Deci mă închipuit ce ușor i-ar fi fost Mântuitorului cumva ca să vină și să creadă în lume el prin Marele Arhiereu, dacă era de fapt Satana. Domnul Iisus Hristos îi spune un cuvânt din Biblie ca unui preot, ca unui arhiereu, ca unui mare preot și îi spune, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Tu ca preot ar trebui să știi aceasta. Nu-i bine să ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Și Satana iară se întoarce înapoi rușinat. Și atunci mai încearcă încă o dată cu altă ispită. Această ispită a slavei deșarte, adică este specifică vârstei de mijloc, cumva. Și acum încearcă cu cea mai teribilă ispită, cu cea mai mare, cu pofta ochilor și dorința de stăpânire. Adică trufia nu l-a prins, că să se arunce de pe templu și să cadă jos și să nu pățească nimic. Dar acum, hai să vedem cu dorința de stăpânire. Aceasta e ultima dorință omului. Să aibă cât vede cu ochii. Privește și vede. Și l-a urcat cu multe înalți și a arătat toate împărățiile lui. Și a zis, iată, tot ale mele sunt. Dacă mi te închin mie, ți le dau ție. Tu vei fi stăpânul lumii în nume de Dumnezeu, zice Satana. Și atunci Domnul Hristos, văzând că merge până aici cu nerușinarea, cu ispitirea, i-a zis, așa cum se cuvenea să-i zică, mergi înapoi a mea, Satana, că tu ești înapoi a mea. Și că scris este doar Domnului Dumnezeului tău să te închin și lui unul, sau lui singur, să-i slujești. Deci Satana nu poate pretinde închinare, că el nu-i Dumnezeu. Și atunci Satana a terminat ispita. Ei, de-abia după această viruință în pustie pe care Domnul Hristos a avut-o asupra Satanei, într-un loc pe care Satana l-a ales, Satana a ales această dispută și după un post de 40 de zile, apoi Domnul iese la predică. Și aceasta e lumina mare, că Domnul Hristos, adică îi dă omului puterea și înțelegerea și lumina și harul de a birui cele trei mari patimi care stăpânesc firea umană căzută. Adică pofta ochilor, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Și aș mai zice eu că aduce altceva în locul lor. Aduce cele trei virtuți teologice care până la Domnul Hristos nu au fost printre oameni. Adică cele trei virtuți teologice care vin de la Dumnezeu. Nu s-a pomenit de ele pe pământ până la întruparea Fiului lui Dumnezeu. Virtuțile cardinale, cele patru, firea umană, așa le cunoșteau anticii, inclusiv evreii și chiar grecii, filozofii greci, Platon și Aristotel, erau cele patru. Dreptatea, cumpătarea, înțelepciunea și curajul. Adică curajul, înțelepciunea, dreptatea și cumpătarea. Acestea erau cele patru virtuți cardinale pentru firea umană. Și prin acestea un om era mare conducător sau mare filozof sau mare scriitor, cam așa mai departe. Ei, Domnul Hristos mai aduce trei. Și aceste trei, de fapt, completează firea umană și o duc la desăvârșire. Aceste trei, deci, aduce cele trei virtuți teologice, ele stau pe baza celor patru, dar prin ele, de fapt, să biruie cele trei ispite care le aduce Satan. Pofta ochilor, pofta trupului și trufia vieții. Și aceste trei sunt credința, nădejdea și dragostea. Dacă legea lui Moise, învățăturile lui Lao Tzu, a lui Plato, au toți învățați în lume, inspirați de Dumnezeu, au reușit să trezească în om și să dezvolte curajul, bărbăția, dreptatea, sfințenia, într-un fel, cumpătarea și înțelepciunea, care înseamnă curăția. Din curăție se naște toată înțelepciunea, toată știința.
dacă ei au reușit, iată că Domnul Hristos ne aduce de sus cele trei virtuți teologice: credința, nădejdea și dragostea. Ei, prin credință, nădejde și dragoste se poate birui. Prin credință birui neputința trupului. Că dacă crezi în Dumnezeu, atunci poți să postești, poți să nu mănânci cu săptămânile. Pentru că te ține credința și rugăciunea. Te hrănești cu credința în Dumnezeu, cu rugăciunea. Dar cum să te hrănești cu rugăciunea dacă nu crezi? Dacă ai credință multă și te rogi mult, poți să nu mănânci cu zilele, cu săptămânile. Așa să ține post. Așa ține și astăzi sunt prin Atos, părinți care postul mare mănâncă doar de bine, ca puțin. Sau poate 40 de zile mănâncă. De ce? Că au credință multă. E, al doilea, nădejdea. Pentru că nădejdea pută să birui a doua ispită. Pentru că având nădejde la Dumnezeu, nu-ți dorești nimic pe pământ. Adică când satana îți propune împărățiile acestei lumi, bogățiile acestei lumi, favorurile acestei lumi, binefacerile acestei lumi, dulcețile acestei lumi, câte are, că toate sunt din această lume a păcatului. Când satana ți le propune, tu poți să renunți la ele cum? Deci prin credință și rugăciune care o ai și prin nădejdea bunătăților viitoare. Că ai nădejde că acolo vor fi bunătăți duhovnicești nemieritoare. Și atunci îi le refuz cu foarte multă ușurință toate tentațiile lumești. Și ultima e dragostea, mândria, trufia, dorința de stăpânire, de a stăpâni. Nu poate fi înfrântă decât prin iubire și prin smerenie. Omul, vedeți, simte dorința aceasta de a fi stăpân. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a făcut stăpânul pământului. L-a pus peste pământ. Dar cum să-l stăpânească? Cu iubire. Omul era unul. Și toți oamenii trebuie să fie la fel dacă ascultau de Dumnezeu. Dar peste celelalte animale, el trebuia să fie ca un părinte iubitor și slujitor. Deci omul nu poate stăpâni cu adevărat decât cu iubire. Cu iubire în smerenie. Omul care iubește, iubește pe toți și toți îl iubesc și îl ascultă. Dar pentru că el îi iubește, adică omul adevărat, restaurat, așa era Adam la început, este ca și Sfântul Gerasim la Iordan. Bunătatea lui, adică iubirea lui față de toată creația, se simțea și la animalele din pustie. Deci toată lumea simțea iubirea lui. Și vinea animalul, dacă leu călca sau un animal într-o oaștie și spărgea laba, venea la el ca la doctor. Și scoate. Deci simțeau dragostea lui. Ei, așa trebuie să fie omul, iată. Deci dorința de stăpânire nu trebuie să fie așa cum s-a interpretat pe toți, în mod tiranic, adică omul să aibă putere și tot să-l slujească din frică, din tiranie, nu? Și tot să-l slujească din dragoste, pentru că el îi slujește cu dragoste. Și Domnul Hristos, mai ales cu aceasta treia virtute s-a identificat, el n-a venit să fie slujit, ci a venit ca să slujească, a venit ca să slujească și a spălat picioarele ucenicilor și a arătat că cel care este mai mare este cu adevărat mai mare dacă este slujitorul tuturor, dacă este cel mai mic, și cu iubirea a mers până la capăt că a putut să-și dea viața pentru mulți, pentru mântuirea multora. Deci aceasta este, iată, lumina pe care ne-o aduce Domnul Iisus Hristos în lume. Deci Domnul Iisus Hristos ne aduce în lume, nu desfințează legea, adică dreptatea, cumpătarea, înțelepciunea, curajul, dar ne aduce de sus credința, nădejdea și dragostea, dar mai ales dragostea ne aduce. Și prin dragoste, credință, nădejde și dragoste, noi să ne transformăm și să devenim asemenea Lui, fii ai Tatălui Ceresc. Ați auzit în Evanghelia care s-a citit la utrenie în dimineața aceasta, cu aceasta sfârșesc, cum Domnul Hristos i s-a arătat Sfintei Maria Magdalena după ce a înviat din morți. Sfânta Maria era supărată, plângea și de-a ta plâns, nici nu vedea bine și i-a spus îngerul: ce căutați pe cel viu, pe cei morți? Nu este aici. Merge, spuneți ucenicilor lui că a înviat din morți. Și după aceea i-a sigur că stătea tot pe lângă mormânt. Nu s-a spus că să spună ucenicilor. Și atunci Domnul Iisus Hristos i s-a arătat el însuși. Și îi zice: Marie! Și ea, întorcându-se, a spus că e grădinarul, cel care îngrijea morminte.
Ea, când i-a zis pe nume într-un mic fel, cum îi spunea Mântuitorul, Marie, i-a zis, prea bun, învățătorule. Și atunci a vrut să-l atingă, să-i cuprindă picioarele. Și el i-a spus, nu mă atinge că încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeu meu, la Dumnezeu vostru. Deci, iată, marele dar al iubirii lui Hristos, marele dar al iubirii pruncului din Betleem care s-a făcut prunc pentru noi. El s-a făcut prunc fiu al omului, ca omul să dea în brasă, asup lapte de mamă, de la Preasfânta Fecioară, s-a făcut asemenea nou cu tot afară de păcat, doar ca să ne facă pe noi fii al lui Dumnezeu. Iată, el când merge din lumea aceasta, zice, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru. Ce minunăție! Să avem același Tată cu Domnul Iisus Hristos, să avem același Dumnezeu care are cu Domnul Iisus Hristos. Și el zice, eu mă duc acolo ca să vă pregătesc loc și acolo vă aștept. Deci iată lumina care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos în această lume. De aceea, noi ne rugăm Domnului Hristos, care a venit pe lume pentru mântuirea noastră, să sporească noi virtuțile, să crească noi credința, nădejdea și dragostea și mai ales să ne lumineze mintea și inima cu lumina Lui și cu dragostea Lui, zicându-i Hristoase, lumina cea adevărată, care luminezi, sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina Petrei tale, ca într-o ea să vedem lumina cea neapropiată, îndeptează-ne pașii spre lucrarea poruncilor tale, pentru rugăciunile prea curate, Maicii tale, și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin.